Mini-vacanță mai mare de sărbătorile de iarnă. Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților a aprobat un proiect prin care ziua de 6 ianuarie de bobotează devine zi liberă pentru angajați. Conform ziarul evenimente.ro, calendarul de zile libere 2023 ne arată că vom avea 15 zile libere de la stat, dintre care doar 3 pică în weekend, față de 6 câte erau în anul 2022. Mini-vacanțele se anunță oficial în ianuarie, dar se pot deja face planuri frumoase pentru weekenduri prelungite. Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților a aprobat în plus miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie debobotează devine zi liberă pentru angajați. Următorul pas este votul în plenul Camerei Deputaților, care este și cameră decizională. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. În 2022, salariații români au avut dreptul la 15 zile libere, adică sărbătorile legale, conform codului muncii. Dintre acestea, 9 zile au fost în timpul săptămânii și 9 în weekend, relatează ziarul evenimente.ro.